Unul dintre frații Hyman a fost bătut fără milă luni în jurul orei 10 pe bulevardul Mihai Viteazu lângă Perla. Acesta ne-a declarat că niște indivizi l-au confundat cu fratele lui și au dat un pumn în arcada stângă, după care a căzut și și-a pierdut cunoștința. Unul dintre prietenii lui a chemat ambulanță și a fost transportat la spital unde medicii l-au tratat și au cusut arcada. După ce a fost lăsat acasă, a încercat să-și aducă aminte care a fost motivul scandalului, însă nu mai ține minte nimic după lovitura respectivă. Un martor ocular a văzut cum doi indivizi, dintre care unul avea un sens sub ochi, l-a lovit fără milă pe Hyman, care s-a prăbușit ca un sac de nisip și a țâșnit sângele din arcadă. Fratele lui este supărat și susține că va merge la poliție cu martor ca să-i găsească pe cei doi tineri agresivi. Între timp, poliția a demarat o anchetă după ce medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Salău au raportat agresiunea. Am venit de acasă și m-am plimbat cu doi prieteni și după aceea doi niște drogații au fugit după fratele meu, că crezi că eu, și au venit la mine. Și eu când am venit, nu știu cum au venit așa și au dat un pumn un uechi. Și așa că n-am avut în memoria. Și doi, am pierdut cunoștința, că n-am știut, că au venit niște un individ și m-au dus la cu ambulanța. Și după aceea au venit niște doi, că s-au legat și de un colega nostru, l-a lovit și l-a lovit și bluza și după aceea am cumpărat și nouă bluză, tricou înapoi. Și apoi, după aceea, nu știu cum, s-a legat de mine. Nu mai știu la eu. Spital ce s-a întâmplat? M-a dus la spital, m-a cusut, m-a nesetenantă și o cusut-o și după aceea gata. Deci a venit la tine? Da. E ok, super, mulțumesc Dumnezeu și apoi las că Ai fost la Dumnezeu. poliție să depui plângere? Nu am fost la poliție, nu, că am fost la Corhaz. Și că a venit unul jandarm și unul polițist, nu știu cum îl cheamă, un polițist, un individ. Și mi-a zis că cum s-o întâmpla, și am spus din start, poc, ok, bla bla bla, s-au legat fără nu fac nimica. Și m-a dat un pumn și eu am pierdut memoria. Practic s-a întâmplat astăzi la ora 9:30-10, i s-a întâmplat la Bulevardul Mihai Viteazu, Perla, doi indivizi care s-au legat de fratele meu, că s-au certat nu știu pentru ce, au crezut că eu m-am bătut cu vărul său și vărul său ăla de are pana aici la ochi, care, o pată, care a furat o mașină și permisul și poliția îl caută. Ăsta l-a bătut pe fratele meu cu pumnul, dar avea ceva în mână, ceva spray paralizat. Și el n-are voie să umble fără autorizație de la poliție sau, mă rog, de la alții, că nu e angajat. Și fratele meu, când o căzut jos, o chemat niște prietenii mei, ambulanța 112, Varga Ioan, care o chemat 112. Și au venit smulcul și l-au dus la spital, iar că eu am, când am ajuns la spital, am ajuns la fratele meu și l-am întrebat, ce ai bătit? Nu mai știu nimic, s-o pierdut în memorie și s-o plâns. Și am stat lângă el o oră jumate și am stat până la ora 5. Din la ora 10 până la ora 5 am stat acela ușă până să facă bine și să-i coasă doctorița. Iar având în vedere că poliția și jandarmeria vreau să se facă dreptatea, să-i caută pe doi indivizi care au făcut așa ceva. Că noi nu suntem prăpădiți în Zalău. Vă rog frumos să faceți dreptatea, nu vrăjală. Că un polițist și un jandarm care au fost la spital, l-au întrebat pe fratele meu că ce-o pătâși și noi am spus la jandarmul și polițaiul. Jandarmul îl știe pe băiatul care are pată la ochi, că o fura mașina și permisul din casă. Și am poliția și jandarmul îl caută pe el ca să vadă ce s-a întâmplat cu fratele meu și de ce s-a legat de noi. Că mai o mințat încă pe patru persoane care vrea să ne bată. Pe mine, pe Alex și pe Dani și pe Sebi. Și amu poliția vreau să facă dreptate, să umble după ei și să îi spună să aibă grijă unde să meargă. Ori dacă nu, să dea ceva bani la frate pentru așa ceva, ce au făcut la UEC. Hai mi venea spre jos de la Porolis și doi bacaponți au considerat că el s-a legat de ei și nu s-a legat absolut, au fugit după Bela și după aia l-au prea pe Haimen, Zalău. Și după aceea, cu pumni, l-au prins jos acolo, la pietre de beton,
îți pat și dintr-o dată s-a amețit de cap. Și nu mai știu absolut din el și a sunat un unghi de-a meu, s-a smurt. Asta e fișul lui Hyman. Deci a avut amnezie prin agresiune, cu pierderea cunoștinței.